Prefectul Florin Sinescu declară că dacă ar avea posibilitatea, ar elimina din procedura de dezbatere a consiliilor județene și locale exprimarea prin votul abținere. În opinia lui, această abordare nu este corectă față de cetățeni și total ineficientă în exercitarea activității de reprezentant al comunității. Prefectul Sinescu a subliniat la emisiunea Raportul de seară că dacă ar fi în postura legiuitorului, ar impune doar două posibilități de vot pentru aleșii locali și județeni, pentru sau împotrivă. Proiectele promovate pentru dezvoltarea unei comunități, în opinia prefectului, trebuie să aibă două păreri cu argumentația de rigoare, da sau nu. Eu unul, dacă aș fi în postura legiuitorului, acum aș exclude posibilitatea abținerii la consilieri locali și județeni. Deci nu mi se pare normal să ai o asemenea poziție. Deci ori ești pentru cu argumente, ori ești împotrivă cu argumente. Adică a te abține nu văd rostul. Te abții dacă ești în conflict de interese și nu poți să votezi. Da. Este cu totul altceva. Eu cred că a construi împreună tocmai acest lucru înseamnă. Asta e, da sau nu? Da sau nu, adică a te abține nu spui absolut nimic. Deci, din punctul meu de vedere, consilierul local are un rol foarte determinant în a lua deciziile deliberativului, de a susține deliberativul astfel încât primarul să le aducă la îndeplinire, președintele Consiliului Județean să le aducă la îndeplinire și nu cred că aceasta este o abordare corectă. Prefectul Sinescu a subliniat că votul este important pentru că prin el comunitatea colaborează și construiește împreună viitorul. Pe de altă parte, el a atras atenția că absența de la vot a cetățenilor nu este o variantă eficientă de a sublinia dezamăgirea față de unele decizii luate la nivelul unor structuri centrale ale statului. Important este să înțelegem că trebuie să construim împreună, deci trebuie să avem niște conducători, trebuie să avem un președinte, un guvern, trebuie să avem parlament, trebuie să avem prefect, trebuie să avem primari, președinte, consilier județean, consilier local județeni și să identificăm aceste canale de comunicare, canale care să genereze rezolvarea problemelor comunităților. Exercitarea dreptului la vot, a mai subliniat prefectul Florin Sinescu, este unul dintre cele mai mari drepturi obținute după evenimentele din decembrie 1989, un privilegiu plătit cu sânge. El susține că atunci când un român are rețineri în a se prezenta la urne, să se gândească la momentul de acum 25 de ani din istoria României și ce libertăți individuale a obținut în urma unor sacrificii omenești.